ziua și bine v-am regăsit, stimații noștri telespectatori. Iată că începem din nou o ediție la Povești cu Ana. Și astăzi poveștile vor fi la ele acasă, pentru că cu siguranță am multe de povestit cu invitații mei de astăzi. Sunt niște oameni care mie personal îmi sunt foarte dragi și cu siguranță și dumneavoastră. Astăzi o să intrăm așa cumva în viețile lor și o să-i cunoaștem mai bine, pentru că sunt pentru prima dată împreună aici la noi la televiziune. Alin Joldeș a mai fost, dar astăzi a venit însoțit de frumoasa lui nevastă, de jumătatea lui, de femeia care cumva este în spatele lui de ani de zile și l-a susținut și l-a ajutat. Oana, bine ai venit! Alin, bine ai revenit! Bine v-am regăsit! Mulțumim bine pentru invitație! Este o bucurie pentru mine și m-am bucurat tare mult că ne-ai acceptat să vii însoțit, pentru că așa cum spuneam de la prima ediție, eu în cadrul acestei emisiuni vreau să scot cumva în evidență nu doar soliștii sau instrumentiștii, pentru că artiști sunt și dansatori și coregrafi și în spatele solistului sau a instrumentistului stă cu siguranță o întreagă echipă care ajută la formare și ajută la realizarea proiectelor. Oana, tu faci parte din acei oameni care cumva stau în spatele soliștilor și ai creat și creezi în continuare lucruri foarte frumoase. O să te las pe tine să spui ce faci în momentul de față și, bineînțeles, pe parcursul emisiunii vreau să scoatem și să povestim despre trecutul tău și despre începuturile tale. Bună ziua, bine v-am găsit, mă bucur că sunt astăzi aici alături de voi. Într-adevăr, noi stăm în spatele artiștilor, dar și munca noastră e la fel de asiduă ca și a voastră a artiștilor. Eu știu. Voi sunteți cu vocea, noi suntem cu picioarele, noi cântăm cu picioarele. Eu știu că eu am făcut dansuri populare aproximativ 18 ani, așa că deci știu, sunt că în domeniu. Este foarte frumos, deci este o meserie foarte frumoasă, te face să te simți împlinită și pot să spun că meseria asta m-a ales pe mine. Nu m-am gândit vreodată că o să ajung coregraf. Pur și simplu, m-a luat așa și m-a pus coregraf. Bineînțeles, cu toate studiile pe care eu mi le-am dorit să le ai. Fac. Da. Adică în momentul în care ai fost pus în fața faptului împlinit, ți-ai dorit să te dezvolți și să ajungi la cea mai bună versiune da. A ta. Da, a fost un moment de pornire, ca să zic așa, un loc 3 pe care l-am luat cu niște copilași dintr-o comună, din comuna Sohodol. Și acolo a stârnit acea dorință din mine, în mine, ca să pot să fac ceva altceva. Să duci, să duc mai departe și, da. Și la un nivel mai înalt puțin, da. Știi că, în general, cu oamenii, eu apreciez foarte mult primarii și oamenii care ajută și duc folclorul și susțin profesorii să facă fel și fel de ansambluri pe comune. Până la urmă, folclorul merge mai departe și tradițiile nu se pierd. Eu admir foarte mult oamenii ăștia și admir și oamenii care aleg să meargă de la oraș la sate, pentru că cu toții știm că este mai greu, că este drum, că sunt costuri, că poate cu un ansamblu de la sate nu poți să faci aceleași performanțe pe care le-ai putea face la oraș, pentru că sunt alte oportunități, dar aleg să meargă acolo și să lucreze cu copiii ăia și până la urmă, nu știu, să aibă și ei rezultate frumoase și să, uite, să câștige un concurs sau să reușească să meargă într-un turneu în străinătate. Da, într-adevăr, chiar dacă suntem de la comun, ansamblul nostru, ansamblul Deana, pentru că despre el vorbim oarecum, noi suntem vinovații. Voi doi sunteți vinovații. De 15 ani, iată, facem lucruri frumoase în zona noastră, în zona a Țării Moților. Pot să spun că am ieșit peste tot, deci n-am rămas doar la nivel de comună sau oraș. Asta este și ideea. Și cea mai mare realizare, zic eu, pe lângă că am reușit să mergem și internațional, a fost că am luat locul întâi la Maria Tănase. Deci, până la urmă, ansamblu. Deci se poate. Se poate, da. Doar trebuie să-ți dorești Boință. Foarte mult și să muncești foarte exact. Mult. Și să Cum iubești. Sunt copiii? Adică s-a format un colectiv... Da, noi mergem foarte mult pe ideea de familie, pentru că majoritatea timpului pot să spun că ne-o trăim în ansamblu și atunci trebuie să ne facem un loc acasă oarecum, deci avem familia noi doi și copilul nostru și părinții și așa, dar o altă familie a noastră și care e destul de mare și alți copii, că putem spune că mai avem mai mulți copii, mai mulți copii. Este acest ansamblu, ansamblu Deana, noi aici așa vrem să funcționăm, ca familie. Și să înțeleg că tu te ocupi de partea de coregrafie și Alin se ocupă de partea muzicală. Da, muzicală, canto.
Am înțeles. Acum, eu pe tine te-am cunoscut prin Alin, dar știu că tu ai colaborat și colaborezi în continuare cu, nu știu, cu ansamblul, cu artiști consacrați, cu, puteai să rămâi, nu știu, în Alba sau să stai și să lucrezi într-un ansamblu mult mai cunoscut, știu, lângă artiști mult mai cunoscuți. Ce te-a făcut totuși să rămâi acolo, la voi acasă și să faci acolo? În primul rând... Ce puteai să faci tu și să fie mult mai ușor și probabil că și financiar era mult mai bine pentru tine. Știu, m-am gândit la un moment dat și la varianta asta, dar acasă, parcă e acasă. Mult mai liniștit, mai în siguranță oarecum. Și ansamblul l-am pornit oarecum dintr-o ambiție. Adică am vrut să avem ansamblul nostru, să nu depinde de nimeni. Noi luăm decizii, noi ne chinuim, noi ne finanțăm. Alt subiect pe care aș vrea să-l discutăm și să-l dezvoltăm așa, pentru că cei de acasă nu știu câți bani se investesc într-un astfel de ansamblu, da. Și dacă tu te autofinanțezi este și mai greu pentru că nu te ajută nimeni. E adevărat, adică dar tu joci, tu plătești. E adevărat, satisfacțiile sunt foarte mari, că în primul rând dacă ies câțiva copii care sunt chiar talentați și pasionați, mai mare satisfacție, nici banii nu pot să-ți acopere satisfacția aia. Și în al doilea rând, noi ne autofinanțăm în sensul că vin copiii la ore, noi încercăm să facem lucruri de calitate. Adică la un nivel cât se poate de profesionist. Da, și chiar s-a adunat foarte mult și încercăm să facem emisiuni, clipuri, adică pe fiecare să-l ajutăm dacă își dorește cu adevărat, să-l ajutăm să depășească orice limită. Câți membri are acum ansamblul vostru așa în mare, Oana, știi? Peste 100. Da, eu știu că am prins la niște filmări pe care le-a realizat Alin, da. Și știu că erau foarte mulți copilași, și da. Mai mari, sunt. Și mai mici. Și... Ea, Oana are dansuri. O 50, cred că peste 50 de dansatori. Da. Eu am peste 50 de soliști, instrumentiști. Știi ce se întâmplă în zona aia în care, din care veniți voi? Cred că se și păstrează cumva folclorul și cei mici încă, cred că, cresc cu muzică populară în casă și ascultă. Asta e încă un motiv pentru care am rămas acolo. Că la oraș nu prea poți să mai lămurești copilașii. Adică, în primul rând, pleacă de la părinți. Dacă ei nu au crescut cumva într-un mediu de asta... Și la evenimente. Păi, oamenii de acolo joacă altfel față de ei în oraș. Da. Și trăiesc și se bucură. Da. Să știi, chiar povesteam cu colegii mei, în momentul în care ai o nuntă la sat, exact. Oamenii ăia trăiesc cu tine și se bucură de fiecare minut din nunta aia. Ei, în schimb, la oraș, oamenii sunt mult mai relaxați, ias afară, nu știu dacă se mai... Adică, cumva... Nu sunt conectați cu noi. Nu sunt conectați cu ceea ce se întâmplă la eveniment și parcă de multe ori merg la eveniment din obligație. Exact, mai ales la oraș. Știi? Da. În schimb, la țară văd și la e-mail, bă, parcă abia aștept o nuntă, să mergem, să jucăm, să ne petrecem, ne întâlnim cu ăla, ne întâlnim cu nu știu care vecin. Da. La sate, dar la oraș nu. Din păcate chiar e obligație și se vede și se simte. Adică noi simțim asta prin ceea ce facem. Deci asta este unul dintre motivele care te-a făcut să rămâi acolo. Da. Și nu-mi pare rău, chiar... Păi se vede că nu vă pare rău, pentru că tu întotdeauna când mă întâlnesc cu tine, tu ești foarte fericit și foarte mulțumit de ceea ce ai realizat. Foarte okay. Chiar îl întrebam, să știți că noi am realizat un proiect împreună săptămânile trecute și chiar îl întrebam pe Alin, mai poți? Și zice, nu mai pot, dar îmi place că n-am ce face, mă duc și în stânga, mă duc și în dreapta, mă duc oriunde sunt invitat. Da, și chiar am avut de câștigat cu asta. Și până la urmă asta fac. Nu cred că aș putea refuza, numai chiar dacă, Doamne ferește, ceva. Se întâmplă ceva. Da, dar în rest, nu. Pentru că asta e. Și e bine să ne vadă și oamenii ce facem, cât de mulți. Cât crezi, Oana, că de contează de mult reclama cumva sau felul în care te nu știu... Promovezi. Te afișezi, dar te promovezi, promovare. Până la urmă despre asta este vorba. Cât te-a ajutat pe tine cu cei mici? Pentru că voi... v-ați promovat mult mai mult ca alții care ar fi avut posibilitate, știi? Contează foarte mult să fii promovat, să te promovezi, pentru că așa mulțumesc, să zic, pe toată lumea. Te mulțumesc și pe tine, mulțumesc și copiii, și ei se simt bine. Dacă, de exemplu, te duci cu ei la o televiziune, acolo te vede toată lumea. Și părinții. Vai de mine, deci e extraordinar. Chiar o să avem o emisiune la o altă televiziune și foarte încântați, copii care n-au mai fost.
muncesc și la sală, și în pauze, muncesc ca să poată să meargă. Sunt motivați. Exact, da. Sunt motivați și asta te ajută să mergi mai departe. Oarecum pot să spun că îi poți remunera sau plăti în ghilimele prin la urmă, pentru ei asta această este reclamă, da, sau da, publicitate, exact. Ceea ce ne facem noi. Da, deci contează. Și contează foarte mult să faci calitate, adică să vadă și ei și părinții că se întâmplă lucruri ca lumea, adică nu doar de dragul de a le face, da, exact. Pierdem timp. Și până la urmă, spectacolele, emisiunile sunt niște examene și pentru ei și pentru toată lumea. Și pentru toată lumea, și pentru, da, voi și, da, pentru ei. Da. Exact. Da. Ne luăm o mică pauză în care urmărim material cu invitații mei de astăzi, pentru că atât Alin cât și Oana ne-au adus lucruri frumoase pe care vreau să le vedeți și dumneavoastră. Iată că am revenit, am urmărit ceea ce ne-au pregătit invitații mei de astăzi. Pentru cei care n-ați stat de la începutul emisiunii alături de mine, sunt Oana și Alin Joldeș. Doi oameni care și-au unit destinele și au format o familie frumoasă, formează un cuplu frumos. Să știți că pot fi un exemplu pentru toți cei de acasă. Alin, pe tine tot timpul, de când te cunosc, știu că ai vorbit foarte frumos de nevasta ta și acum sunt sigură că și ea are aceeași părere și aceeași dragoste ți-o poartă. Eu să vreau puțin să ne povestiți cum v-ați cunoscut și cum ați reușit să și faceți acest parteneriat împreună. Noi ne cunoșteam din liceu. A, deci tu ai curtat-o așa de, tachinat-o de tinerit, vreme, că da. ai zis asta e a mea. Mai bine să povestească el, că eu zic varianta aia care nu-l suportam deloc. Dar în general așa se întâmplă. Și bineînțeles că a fost o pauză, adică am văzut că n-am cu cine a lăsat în pace. Și după câțiva ani ne-am întâlnit. Așa a fost să fie. Da, ea deja era studentă în Alba, m-am mutat în Alba și eu. Acolo am început să-mi fac o trupă. Ea nu avea, nici nu povestisem vreodată că... Ea, când era elevă, fusese la dansuri, dar nu se gândea să facă... Nu te gândeai să faci... Eu întotdeauna... Eu am avut, să-ți faci o carieră. Nu, am avut contact foarte mult cu muzica ușoară, ca să zic așa, eu fiind din Deva. Mă bucur că sunt aici acasă la mine, chiar spuneam să-ți zic că... Chiar în Deva te-ai născut, în da? Deva ai trăit? Da, da, da.
Și n-am avut contact cu muzică populară, nu ascultam, îmi plăcea, că auzeam la bunicii mei, dar nu... Bunicii tăi sunt tot aici din zonă? Sau... Da, mai trăiește doar moșul meu, care are 90 de ani, anul ăsta am prins, Doamne, și conduce ajută, încă salutări. Mașina. Și... Unde stă moșul tău? Sus la Cozia, undeva pe la Cozia. Salutări! Da. Să fie și sănătos! Atât, da, să fie sănătos încă, arată destul de bine și se ține. Doamne ajută, sănătate exact, să fie! Da. Eu am ajuns oarecum prin zona aceea datorită sau din cauza, nu știu ce să spun, că poate să fie și bine și rău, tatălui meu care a intrat în poliție pe vremea aia și l-a mutat în zona județului Alba, prima dată în Almașul Mare. Apoi ne-a tot mutat prin Albac și am făcut liceul pe acolo, pe la câmp. Așa ai ajuns tu la... Și așa am ajuns eu acolo. Când în pauzele mari venea domnul Alin și mă întreba, tot timpul vorbea la mișto cu mine, ce mănânc de așa frumoasă, ce nu știu ce, și niciodată nu suporta, nu l-am suportat. Și cântam într-un cor, de colinde, da, el la Tarago, bineînțeles, și eu la Cuvocea. Și așa ne-am cunoscut, oarecum, primii noștri pași au fost așa, de nesuferit nimeni. Du-te. În primul an de facultate, în 24 ianuarie, țin minte că ieșisem, stăteam în gază și ieșisem să arunc gunoiul și am auzit muzică populară. Eu, care nu eram prea populară, am zis, hai că și așa, n-am ce face. Și mă duc acolo și stau la spectacol și îl văd pe Alin. Și de acolo am început, am băut un ceai împreună și de atunci am început ușor, ușor. Ați socializat așa? Da, am socializat. Ai zis, hai mă, că nu-i chiar băiat rău. Nu e rău. Am văzut că avem foarte multe puncte comune și în anul 2 de facultate, 3, 2, era așa, eu l-am cerut, ca să știți. Deci atunci ai fost hotărât, ai zis, gata, asta e. Și a refuzat. Ți-a întors-o. Adică n-a refuzat, nu a zis nimic. Nu era pregătit. Câți ani aveați? 22 aveam eu și el 24. Tine. În general am văzut așa din experiența mea, bărbații cam după 26 de ani se hotărăsc să se însoare. Da. Drag aer în piept. Da, pentru că așa. Și pentru mine, când m-a cerut soțul meu, a fost așa un soț, a fost așa un șoc. Știi că până cu un an înainte e să n-audă, să nu, adică nu concep, nu concep. Și dintr-o dată a venit schimbarea și am zis, mă, ce are ăsta, sigur e bine, adică e ok, știi. Da. N-ai pățit ceva, nu te lovi, n-ai... Da. Vis-a-vis de partea profesională, eu de când eram elev, tot mergeam cu ansambluri. Cu Nimblaș, colaboram și totdeauna mi-am dorit cumva să am o coregraf, să am o dansatoare lângă mine. Așa era vremurile. Ai grijă ce-ți dorești. Da, și după ani de zile mult s-a întâmplat treaba asta. Adică am zis că dacă ea poate și vrea, de ce să nu... E susținut-o. Da. Păi împreună, că n-ai cum altfel. Păi nu, fără susținere. Dacă nu te probabil simțind susținere din partea ei, automat și tu te... Da, bineînțeles. Da. Parte de ce înseamnă spate... înregistrări, tot absolut, plus evenimente, am început să ieșim. Și după a început, da. Și știi cum e? Până la urmă e cumva o afacere de familie și e o afacere care o faceți cu drag. Cu drag, da. Nu neapărat. Știi că în momentul în care reușești să faci cu drag ceea ce faci și îți aduce și cumva o satisfacție financiară, atunci ești fericit, cred că atunci chiar. Ești cu adevărat. Greu, da. Și nu, exact. Nu ai nevoie de foarte mulți bani, știi? Adică mai bine puțin și să am împlinirea sufletească decât să mă duc la lucru de, zicea mama mea, decât să mă duc de urât. Da. Mai bine iau mai puțin, dar mă duc de drag, știi? Exact. Categoric, așa este. Bineînțeles că și eu am lucrat în alt companie și așa. A fost ok în momentele alea, dar totdeauna mi-am dorit să nu aparțin de nimeni. Adică să... Putem să fii independent. Noi, da. Și dacă greșești, eu am greșit, eu îmi asum, eu le trag. Exact. Și încercăm să vedem lucrurile până la final. Adică dacă intrăm într-un proiect, știu cum se termină, nu? Să mă apuc să probez, să văd cum va fi și după aia la capă. Nu prea ne permitem. Adică... Nu prea îți permiți. Și exact. Știi cum este? În momentul în care tu te ocupi de tot, tu și ea, da, și categoric. Tu, adică tu ai niște așteptări și ai o bază în omul de lângă tine, adică tu știi că și dacă nu ești tu acolo, persoana respectivă este capabilă să facă lucrurile așa cum trebuie și tu stai liniștit. În momentul în care este un străin, nu poți să ai încredere în el. Că la un moment dat, cred că fără să vrei, apare ori invidie, ori, nu știu, competiție și după aia competiție deja... Competiție și știi ce am remarcat? Dacă cumva unul
iasă în evidență mai mult, da, ca celălalt, deja apar, da, cele... Da, nu, da. Nu, mie nu mi se pare normal. În cazul normal. Nostru, nu cred. Păi în cazul vostru ar fi și culmea, să nu te bucuri pentru, da, reușitele ei și ea pentru reușitele tale, adică... Funosul, deci nu se pare avem problemă. Așa o relație foarte, cum să zic eu, aerisită, adică nu... Ea pleacă unde, o săptămână în Tulcea, pleacă... No, adică unde e de... în Tulcea, nu Turcea, că sau de Tulcea. Tulcea, Tulcea. Eu de câțiva ani am evoluat foarte mult datorită unor oameni extraordinari din țara aceasta, maestri coregrafi. Acolo am încercat și am văzut și am gustat din tainele dansului popular autentic și acolo m-am dezvoltat extraordinar de mult, de câteodată și Alin zice, dacă tu nu ajungeai în colectivul ăsta al coregrafilor din țară, nu înțelegeai practic ce... Eu mai încercam să-i spun, eu crescând așa știam, crescusem cu chiar toate... Chiar am contact cu așa ceva, da, eu nu prea. Și încercam să-i spun, știa să mă bucur că a ajuns acolo ca să vadă exact cum să trăiești lucrurile alea, adică niște momente care n-ai cum și să de asta le zicea, plec la explici un seminar, că avem seminarii pe an, câte da, două, da, trei, patru și plec câte o săptămână, n-are nicio treabă, nici nu mă deranjează, vorbim seara, cum ești bine și atât. Ei, eu la fel. Ai timp să povestești, da, nu, pentru că avem 8 ore de repetiții exact pe zi. Plus sau eu noaptea. La plecat în momentul în care ești la cină sau ești la prânz, exact, povestești, da, sau încerci să-i asculți pe oamenii respectiv, că da, de-aia te-ai exact dus să înveți ceva, nu ai, da, timp să stai, da, să dai explicații. Exact, da. Și atunci probabil că automat și tu îl înțelegi în momentul în care este, da, la eveniment. Exact, n-am este nicio... foarte greu să stai cu un om care este plecat de acasă atâtea zile. Noi plecăm... se întâmplă, de plecăm amândoi deodată. Ia cu microbuzul ei într-o parte, eu cu alălalt în altă. Că nu avem ce să văd, nu. Și de revelion, eu sunt la, într-o parte, ea în alta, trebuie să meargă, nu avem ce face, sărbători. Asta este, până la urmă este meseria. Da. Important și e că atunci, v-ați găsit și vă înțelegeți, da, și v-ați înțeles. Da. Și atunci oamenii au nevoie de noi. Degeaba refuz că peste an după aia stai acasă. Păi nu te duci tu, se duce altul. Și... Da, exact. Da, și așa e. Noi am eu mai povesteam, uite, în cazul meu și mă întreba bărbatul meu, te duci? Păi mă duc. Sau în cazul lui, te duci? Păi n-am ce face, trebuie să mă duc, că nu, da, pot refuza, că după aia... Na. Și neapărat trebuie să fii în domeniu ca să înțelegi, că dacă, da, nu ești, da, în domeniu, da, da, nu ai cum să înțelegi. E foarte greu să înțelegi. Da, mai urmărim material cu invitații mei de astăzi. Sunt lucruri foarte, foarte frumoase și pe care le face Oana și pe care le face Alin. După care, bineînțeles, că revenim aici la povești, pentru că sunt foarte multe povești. Eu mi-am pregătit ca de fiecare dată o listă aici pe telefon, pentru că nici nu le mai scriu. Și, în general, nu reușesc să întreb nimic de pe listă, pentru că tot merge foarte natural. Eu așa, da, îmi și doresc invitații mei să se simtă ca la ei acasă și chiar sper că reușesc. Foarte bine. Așa că dăm drumul la muzică și la voie bună.
vreau să o întreb pe Oana, pentru că să știi că doamnele au prioritate. Așa spun de fiecare dată când am cuplu sau când am o invitată și un invitat, doamnele au prioritate. Oana, ce îți place ție cel mai mult la jobul tău? Pentru că este un job până la urmă ceea ce faci tu. Chiar dacă faci de drag, ce iubești tu cel mai mult la... Libertatea, pot să spun. E o libertate de exprimare mai mult. Socializarea. Și îmi place foarte mult că lucrez cu copii. Că reușesc să chiar să modelez destine. Chiar am câțiva din toate generațiile astea ale mele, cred că 4 generații deja formate. Am 2 dansatori care anul viitor, de fapt, vor da la coreografie. Și pentru mine înseamnă ceva, înseamnă că... Tu ai fost exemplul lor. Exact. Și contează foarte mult lucrul acesta. Deci, cam astea. Bine, pe lângă muncă și iubirea și dăruirea față de folclorul nostru, față de jocurile noastre, față de ceea ce avem noi de la... De la strămoși. Da. Uite, te văd îmbrăcată foarte, foarte frumos, da, cu un costum autentic, pe care o să te rog să ni-l descrii. Sunt acele costume pe care, din păcate, nu prea le mai găsim, sau și dacă le găsim, sunt foarte scumpe, da, foarte scumpe. Sau sunt foarte deteriorate, trebuie să le re. Da. Refaci și tu ești una dintre norocoasele care, uite, că a găsit un costum autentic, da, de la mama lui din cap până în picioare. E autentic chiar din Țara Moților, partea noastră a Sohodolului. Are peste 150 de ani, cu siguranță, se și vede. Și este un costum de iarnă și îmi place foarte mult să citesc pe cămașă. Nu mă apuc acum să vă explic, dar să știți că toate cămășile astea vechi, în momentul în care cunoști, pentru că în facultate am învățat să citesc, sunt foarte multe lucruri și cunoști persoana care practica cu sută această ie sau acest costum. Asta este ia și vreau să vă spun, doar acest motiv vreau să vi-l arăt, se numește dinți de lup. Se cosea de către străbunicele noastre pentru a le feri de moroștețe, cum sunt la noi în zonă, da, ceare sau vârcolate, ca să nu fie un fel de amuletă în zonă gâtului. Apoi vine cu jocul ăsta, este de iarnă. Și este și foarte vechi. Da, este foarte vechi. Aici poalele, da? Și astea sunt vechi. Sunt foarte vechi și grele. Grele, și grele, foarte, da, grele. Și șurța, ca să zic așa, o șurță deosebită. În Țara Moților nu există motive florale. Zona noastră a munților apuse, în cel puțin acolo, partea aceea de munte, vă spun așa pe scurt, nu? Da, 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 da. Dacă, spune-ne, că dacă timp nu avem. Mă oprești, nu te opresc, te las. Împărțită zona noastră în 3 subzone. Este Țara Moților, Mocănimea Munților Apuseni, Mocănimea Munților Apuseni începe de la Bistra până acolo către Turda, și Buciumănimea Munților Apuseni. Buciumănimea de la partea de la Câmpeni către Abrud, acolo intră zonele miniere, practic. Costumele diferă din fiecare subzonă. Hai, vreau să te întreb, că deci sunt diferă. Și doar negre? Exact. Nu erau negru și alb. Niciodată nu e negru și alb. Nu a fost în zona asta noastră. Venit de la Ceaușescu. Asta a fost un lucru comunist, oarecum, pentru că s-a vrut și încă se mai încearcă să rămână la o unitate coloristică, să zic așa, la o culoare anume. Adică ca să nu să mai fie foarte multe cheltuieli. Am înțeles. Asta s-a dorit. Bun, în Țara Moților nu avem motive florale, cum vedeți și acest costum. Doar singur motiv floral care este acceptat este acest floare de grâu, ca să zic așa, da? Și iedera, care înseamnă simbolul vieții. Și aici ai ceea ce e foarte important, și astea se cosea peste acum 150 de ani, cosut cu fir metalic. Deci, asta n-am mai văzut, da, de mult timp, deci, adică foarte rar. Da, da. Mai văd costume naționale cu fir metalic. Da. Foarte, foarte frumos. Iar Mocănimea Munților Apuseni deja diferă culoarea, apare albastru în Țara Moților, dar nu știu să văd dacă pot să vă arăt partea de aici. Da, e partea din spate, da, colorată. Da, zadea din spate, avem, e colorată, e roșie. În Mocănime deja
trecem pe albastru și pe alte culori. Dacă coborâm mai mult spre Solciua, deja găsim influențe de Transilvania, de câmpie și deja diferă costumele. Singurul loc unde sunt acceptate florile și acel costum frumos de mătase și așa este în Buciumănime, unde acolo oamenii erau bogați și își permiteau. Eu vreau să te întreb, că sunt acele costume cu flori, colorate, da, mătase. Pe mătase, pentru că își permiteau. Acolo umbla banul pe vremuri și își permiteau să rămână de oameni. În montană erau multe mine, da, și veneau mulți și străini, erau, da, chiar bine. Cum să zic, era o zonă urbană în rural, adică cei care stăteau în centru le ziceau la ceilalți lătureni, adică cei, da, care stăteau în satele aparținătoare. Adică, de exemplu, la Brud nu se prea asculta muzică populară, doar lătureni ascultau. Cafe, concerte, de aceea și țarina Brudului este mult diferită față de celelalte țarini. Are acea influență din menuetul secolului 16-17, da? Acea plimbare a fetei foarte elegantă. Foarte elegant, exact. Da. Și, nu sunt ca țarinele noastre bătute la pământ și așa. Nu, asta și, nu știu, parcă ți impune așa o prestanță, da, când o joci, să ai o anumită ținută. Da. Chiar dacă este din Buciumănime, o țarină total diferită de ceea ce... Deci ca să înțeleg, acolo erau oameni bogați. Da. Da. Cred că fiecare, da, doar valsuri și tangouri se ascultau, cel puțin în... Păi vezi că e și atunci îți, da, faci, da, cumva legătura, da, și îți dai seama de unde. Da. Am înțeles. Deci n-am știut că acolo au stat... Am și eu un fiind de acolo, trebuie să-l trag la răspundere, că înseamnă că el e cu banii, adică el e... Păi, la Buciu... Brud era și bancă de aur acum 100 de ani și, da, când erau minele. Deci de-aia costumele alea aranjate și frumoase, da, și erau. Mătase, da, și toate alea. Sunt multe legende și chiar adevărate, că mereu buciumanii, de exemplu, mereu acasă cu 3 căruțe. În prima era cioca, în a doilea pălăria și în a treilea el. Da. Deci erau niște chestii care, nu, niște aroganțe. Da, aroganțe. Da. Dar cred că fiecare județ, fiecare, da, zonă are așa o, da, cumva, da, o parte unde au stat oamenii bogați. Vezi că până la urmă, da, și în trecut există aceste pături acum sociale. Acum oamenii, da, judecă că pătura socială și cei bogați și cei săraci. Dar cred că de când s-a inventat lumea asta, da, și de când a făcut Dumnezeu aceeași lumea, mărie, a fost altă pălărie, exact, în funcție, exact, de vremuri. Da. Foarte, foarte interesante lucruri. Oana, să știi că mi-ar plăcea să avem timp să ne povestești cât mai multe. Ai multe costume? Ai o colecție? Sau? Da. Că bănuiesc că fiind pasionată, da, ai început să și strângi. Da, am strâns și strâng și am spus fetiței mele să nu cumva să îndrăznească să le vândă vreodată, să le țină, pentru că practic asta înseamnă un respect față de cei care au existat înaintea noastră, față de acele femei care stăteau noaptea, în special în perioada de iarnă, că în perioada verii mai puțin, și stăteau acolo la lumânare și buchiseau fiecare motiv. Mi-ar plăcea să vin odată să vă explic, să vedeți, să vă pot scrie câte lucruri interesante sunt pe această ie. Deci să înțeleg că fiecare femeie își cosea cămașa, da, în funcție de ce exact, simțea, de ce trăiri. Da. Eu am citit-o cămașa asta și o ador și ador costumul acesta. Păi hai, spune-ne așa în mare de pe cămașa ta. Uite, aici, de exemplu, ăsta e semnul șarpelui, să zic așa, care înseamnă că îi... viața alunecoasă, adică oricând poți cădea în păcat. Da, sunt multe, foarte multe. Uite și aici Esu, iar apare coarnele de berbec, care înseamnă fertilitatea, adică și abundența, sau depinde cum vrei să vezi. Exact, cum vrei să vezi, cum vrei să citești. Foarte interesant. Da. Din păcate trebuie să luăm o mică pauză de publicitate, dar revenim, pentru că astăzi vreau să vorbesc cât mai puțin eu și invitații mei și în mod special Oana cât mai mult.